Consilierii locali din Simeri au susținut ieri o conferință de presă cu scântei. Angajații firmei care se ocupă de curățenia orașului au ajuns în sala de conferință revoltați că nu și-au mai primit banii de 3 luni. Bine. Aveți răbdare? Încheiați-mă, nu mai opriți. Puțină liniște. Ajunge și pentru... Dom'le, răbdare, trei luni de zile pe răbdare. Numai puțin. Într-o chestiune, conferința de presă, eu am mai comunicat cu dânsii și am spus că o să transmitem și la presă situația din prestutil. Domnul Bedea le-a zis, duceți-vă peste ei acolo, că și presă și consilierii locali. Ok, foarte bine că ați venit, că până la urmă să auziți cum stau lucrurile cu adevărat. Pentru presă, că dumneavoastră știți mai bine, cred că și decât noi și decât dânsii, pentru presă vreau să subliniez niște aspecte. Cu privire la această societate comercială, care a fost înființată pentru gestionarea problemelor orașului, pentru a fi angajați câteva persoane, 3, 5, 10, 15, 20 de persoane din oraș care să se ocupe de întreținerea orașului, dar în același timp, principiul pe care s-a mers și mi-este martor fostul administrator de la Simprest Util, era prioritatea este de a face lucrurile corect, de a deconta lucrările, oamenii să-și ia banii. De cele mai multe ori îi spuneau eu, administratorului, încearcă să le dai bonuri suplimentare, încearcă să le mărești salariile, pentru că ei lucrează și ei trebuie să-și ia salariile. Și acum, din cei care ați fost până în 2020, cred că nu ați avut zile de întârziere la salarii sau n-ați avut situații în care să nu vă primiți bonurile. Sau nici nu se punea problema de a fi amenințați. Numai o secundă. Nici de a fi amenințați. Da, auziți, dacă în finalul anului 2022 au apărut problemele, adică s-au rostogolit problemele majore ale acestei societăți, pentru că intrase deja pe datorii foarte mari, începuse un furnizor, cel care a făcut dezăpezirea în locul vostru, în loc să faceți voi dezăpezire, au făcut o societate privată, de la profit care era în 2020, în 2022 deja intrase pe zeci de mii, pe sute de mii pierderi. În momentul ăsta, primăria are datorii de peste 700 de milioane față de societatea comercială și îți trimiși oamenii să rezolve consilierii locali. Deci noi nu suntem și nu am fost niciodată coaliția anti-Simeria, cum se tot repetă. Între timp, primăria orașului Simeri ar fi făcut plata către firma respectivă, urmând ca reprezentanții societății să facă și viramentele către angajații neplătiți de 3 luni. În serviciile de măturat, de exemplu, și nu doar de măturat, acest administrator, Ian Cusorin, pus de către consilierii locali, pentru luna august, a venit cu factura, acum câteva zile, în octombrie. Fără situații, cu recepție de abia acum. Deci pentru luna în august este o persoană care nu respectă condițiile contractuale, nu-și face contractele, mai mult decât atât, prejudiciază tot ceea ce înseamnă servicii publice pe orașul Simeria. Și vă spun și de ce. Am trimis în control serviciul de gospodărie care practic gestionează și controlează toate contractele din banii publici a simerienilor către această firmă. Și ce să vedeți? După două controle la care l-a invitat pe acest domn Iancu, pus de consilii locali, să vină să demonstreze că poate să facă dezăpezitul pe orașul Simeria, n-a catadixit să vină la acest control, absolut deloc, i-a ignorat cu desăvârșire. Ei, experții mei mi-au spus, mi-au dat și scris în raport, că am totul scris, că această firmă nu poate să desfășoare activitățile de dezăpezire pe orașul Simeria. Adică, cu acest Iancu Sorin, simerienii vor rămâne la iarnă cu zăpada până în gât. Mai mult decât atât, cu măturat au fost de la fel, am o groază de rapoarte, nu își fac treaba, Simeria este în mizerie.